Bună seara, bine v-am găsit la final. Mâine ar trebui ca România și Ucraina să stabilească ultimele detalii privind măsurătorile de pe Chilia și de pe Băstrăie. Asta după ce partea ucraineană a încuviințat solicitarea de acum mai bine de două săptămâni formulată de România. Despre toate îngrijorările privind această temă, despre întreg scandalul, despre cum a pornit el și ce a stat la baza declanșării lui, vorbim chiar cu elementul zero din acest scandal, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, invitatul meu de la această oră. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Și vicepremier, că lumea uită să lipească de coada titulaturilor și această titulatură importantă, cu atât mai importantă în acest scandal. Domnule ministru, înțeleg că a avut deja o primă tatonare între cele două părți, o tatonare tehnică, vineri, care a precedat această întâlnire de mâine, unde s-au stabilit câteva chestiuni de principiu. O să vedem și noi imediat în videoul chestiunile stabilite. Ce ar urma să se întâmple de mâine încolo? Înțeleg că pe 15 martie a stabilit un termen de comun acord pentru începerea acestor măsurători. Cât ar trebui ele să dureze și ce ar trebui să înțelegem în urma acestor măsurători? Dacă îmi permiteți, aș așeza un pic într-un calendar toată desfășurarea. În urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni, cam așa, 2 săptămâni, am avut informări ca ministru al transporturilor, venite parte dintre ele de la structurile din teritoriu ale Ministerului Transporturilor, altele venite din zone care nu țin de Ministerul Transporturilor, în special Ministerul de Interne, prin care ni s-a adus la cunoștință că au semnale că pe Chilia și uitându-se pe anumite monitorizări, inclusiv pe Băstrăie, se fac aceste lucrări de dragare. Urmarea acelor rapoarte, am convocat structurile Ministerului Transporturilor care au responsabilitate pe această zonă. Am invitat și reprezentanți ai mediului, ai Ministerului Mediului, și cei de la poliție și cei de la externe, ca să vedem cum se abordează această problemă. Asta când se întâmpla? În urmă cu două săptămâni, poate trei. Deci în debutul scandalului? Nu chiar, cu o săptămână înainte. Deci cu o săptămână înainte de 15 ați avut dumneavoastră exact. Acea ieșire publică. Deci și am avut acea înainte. Ieșire la început publică de, lună, de alt februarie. Tip. Semnam ultimele contracte pe A7, pe autostrada Moldovei, așa, de la Bacău la Pașcani, și am avut o întrebare în conferința de presă, spunându-mi sau întrebându-mă dacă e adevărat că în urmă cu o săptămână a avut loc. Și am spus da, e adevărat, există aceste semnale, o să vedem pașii următori. După aceea au fost comunicări pe care eu le consider oficiale, unele din partea Ministerului Transporturilor din Ucraina, altele din partea Capitaniei Portului Ismail, în care se aducea la cunoștință adâncime atât pe Băstrăie cât și pe Chilia și toate lucrurile pe care presa le-a spus. Sigur că a intervenit Ministerul Afacerilor Externe, care a cerut, cam asta e desfășurarea, a avut o întrevedere cu ambasadorul ucrainian la București, și a cerut două lucruri, MAE, dată stoparea dragării și, în al doilea rând, să ne permită să măsurăm. Și acum revenind la... Nu, dar până revenim, domnule ministru, dacă tot ați făcut acest scurt istoric al situației, aș avea și eu câteva întrebări suplimentare pentru a lămuri speța. Pentru că mulți s-au năpustit asupra dumneavoastră, asupra Ministerului Transporturilor și au zis ce căuta Ministerul Transporturilor să vocifereze public despre această speță, că servește propaganda rusă. Bun, și asta ar fi este trebuit... o prostie cu propaganda rusă și am văzut-o că se tot duce cu putiniștii, da, și așa mai departe. Da, putinist, printre altele, vă place la Moscova? Deci, sunt două lucruri separate și eu cred că am dovedit eu și Ministerul Transporturilor și România în acest an, că suntem total de partea Ucrainei, că ajutăm Ucraina și că nu se pune sub semnul întrebării efortul pe care îl facem în a ajuta Ucraina cu cealaltă problemă și nu trebuie a fi amestecate. De aceea am cerut aceste clarificări. Eu nu cred că toate aceste lucruri pot fi puse sub semnul întrebării. Și cine pune sub semnul întrebării așa ceva, face o judecată greșită
Și, din punctul meu de vedere, nu folosește decât această abordare propagandei ruse. A mai ieșit și președintele Klaus Iohannis, care a spus că sunt unii politicieni, evident, cu referire la dumneavoastră, pe care i-a luat valul așa și i-a cuprins fiorul electoral și că vor să-și facă imagine. Bun. Acum eu vă întreb și m-am tot gândit în această perioadă. Ce ar fi trebuit să facă ministrul transporturilor, indiferent cum îl cheamă? Să tăceți din gură, domnul ministru. Nu, domnule, trebuia să mint că n-am văzut să acele... Să vă faceți că n-ați văzut. Dar ce ați văzut, domnule, acele... de fapt? Ce ați văzut? Am văzut acele rapoarte de care vă spuneam mai devreme. Dar de ce nu le-ați făcut publice? Pentru că am considerat și după ce am avut această reuniune... Așa. Sigur, am mers la șeful guvernului și am spus, domnule, uite, ăsta... A, l-ați înștiințat pe Nicolae Ciucă înainte de a avea acea... Așa e, nu. Am avut acele ședințe, așa cum v-am spus, cu toate structurile convocate. Unii au considerat necesar să-și trimită, totuși, reprezentanți cu putere de decizie, alții nu. După ce am avut, sau au avut colegii mei aceste întâlniri, am mers și am informat primul ministru. E normal. Și ce ați spus, domnul Ciucă? Uite, astea sunt semnalele, astea sunt comunicările oficiale pe care le-a dat Ministerul Ucrainean de Transport, al transporturilor. Astea sunt comunicările date de către portul Izmail către toți armatorii de nave în care se spune cât e adâncimea. Astea sunt lucrurile. Domnul ministru, dar rapoartele pe care dumneavoastră le-ați văzut, cine le întocmise? V-am spus, parte dintre ele au venit ca înștiințări dinspre structurile aflate în subordinea mea, AFDJ și nominalizațiile. După aceea, AFDJ a înștiințat că au avut rapoarte din partea gărzii de coastă, de undeva din ianuarie. Dar garda de coastă nu e sub autoritatea Ministerului de Interne? Ba. Adică domnul Bode ar fi trebuit să știe acele rapoarte? Nu știu, normal da. Adică nu, garda de coastă, dacă a înștiințat AFDJ-ul și mai pe departe pe dumneavoastră, bănesc că eu nu știu modul lor de raportare, dar cred că e unul ierarhic. Dar pe Bode l-a sunat? Nu. Am sunat primul ministru să-l informez de ce am văzut, dar trecând la întrebarea dumneavoastră, ce ar fi trebuit să ascund gunoiul sub preș, să nu informez primul ministru, dacă m-a întrebat un ziarist într-o conferință de presă, e adevărat că ați avut aceste ședințe, să mint, să spun că nu? Dintr-o dată s-a răstogolit în spațiu public, au venit PSD-iștii cu tema asta falsă electorală, ne-am trezit și noi să ne punem pe frații noștri ucraineni, chiar acum când ele e mai rău. Și dacă mai transportă și ei cu niște nave de mare tonaj, ce mare chestie, că noi oricum am distrus Delta. Cam ăsta a fost narativul oficial. Am înțeles. Eu am informat primul ministru, așa, după care s-a luat decizia la nivel de primul ministru ca lucrurile să fie gestionate pe cale diplomatică de Ministerul Afacerilor Externe, care a convocat ambasadorul. Da, știm desfășurarea evenimentelor. Care a transmis cele Dar mai lămuriți-mi un aspect, domnule ministru. Ce a fost cel mai îngrijorător din acele rapoarte pe care le-ați văzut? Nici nu trebuia să văd rapoartele respective, ci în primul rând m-au îngrijorat cele două comunicate. Unul al Ministerului Infrastructurii din Ucraina și celălalt al portului Izmail. Nu mai trebuia să citesc altceva. Comunicate care spuneau faptul că s-a dragat până la adâncimea de 6,9 și că s-a ajuns la acea adâncime. Dar ei, domnule ministru, ca să fie și asta foarte clar, până la cât puteau să facă lucrări de mentenanță? Mai vreau să clarific. Vă rog. Chilia e pe frontiera de stat al României. Da. Băstroi e pe teritoriu exclusiv ucrainian. Da. Noi nu puteam să vedem sau... Dați-mi o hartă dacă avem. Structura pe care o are garda de coastă e să patruleze pe linia de frontieră, nu în interiorul teritoriului Ucrainei. Iar Băstroi este 100% pe teritoriul ucrainian. Că s-au făcut după ce s-au făcut aceste monitorizări, că s-au făcut sau aceste comunicate de care aminteam mai devreme, s-au făcut anumite monitorizări, s-au văzut navele de dragare, cele două, una sub pavilion ucrainian, una sub pavilion tanzanian, astea sunt lucruri care au venit după, în completare. Dar intrarea pe aceste canale diplomatice și hotărârea care s-a luat la nivel de guvern din acest punct de vedere a dus la întâlnirea de vineri de alaltăieri, unde la nivel de experți, sigur, din partea
din partea României, au fost din partea Ministerului Transporturilor, au fost doi secretari de stat, directori AFDJ, Agenția Navală Română, directorul de pe naval din minister. Deci a fost o reprezentare la nivel înalt. A fost și Ministerul Mediului, și Ministerul de Externe, și Ministerul de Interne. Și au fost discuții în care eu, mandatul pe care l-am dat colegilor mei din Ministerul Transporturilor, a fost următorul. 1. Să obțină stoparea oricăror lucrări, dacă se mai întâmplă ele. Și 2. O dată fermă la care să se poate intra pentru măsurători. Ăsta a fost mandatul pe care eu l-am dat colegilor la această întâlnire. Am înțeles. O chestiune de care vine să completeze ce spuneți dumneavoastră. Cât de mult s-a săpat după informațiile dumneavoastră pe Chilia și pe Băstrăia? Eu nu pot în momentul ăsta să fac, tocmai de aceea vreau să intrăm pe o zonă, cât să spun, oficială. Uh-huh. Pot să consider oficial și comunicatul Ministerului Transporturilor din Ucraina sau a portului Izmail. Da. Dar tocmai de aceea, cred că este bine că s-a intrat pe această zonă. Noi suntem pregătiți. Și am văzut în aceste zile, dumnezeu, dar de ce s-a ajuns în 15 martie, când ședința a fost ieri? Pentru că în acest moment nu e vorba că nu sunt pregătiți oamenii noștri sau navele. Sunt. Doar că trebuie să se primească, dincolo de acceptul verbal pe care noi l-am primit vineri la această ședință, că da, suntem de acord din 15, trebuie să existe și hârtii prin care să ți se spună... Adică o notificare scrisă către Maie. Către Maie. Asta ar fi prima. 2. Totuși, intrăm pe Băstrăie, se intră, așa cum am spus, pe canal, pe teritoriul 100% statului ucrainian, unde noi am cerut un pic de protecție, să se asigure securitatea. Și ei au garantat asta. Ei, lucrurile astea trebuie pregătite. Mai dați-mi cartoanele alea cu ce s-a stabilit. Lucrurile acestea trebuie pregătite. De asemenea, am acceptat și suntem cât se poate de deschiși ca ei să-și nominalizeze la rândul lor, cei din Ucraina, persoane care să urce pe vasele noastre și să colaboreze împreună cu experții români, ceea ce e un lucru bun. Deci urmând ca de mâine... Da. De mâine, noi am nominalizat o persoană de contact, toate aceste amănunte cu cine sunt persoanele care vor urca pe aceste nave, cine sunt din partea română, cine sunt din partea ucraineană. Toate lucrurile tehnice să fie puse de acord. Și din ce am văzut, ar dura cam 10 zile aceste măsurători, nu? Cam 10 zile, da. Și s-a stabilit un calendar al acestor măsurători, adică unde veți face, cum veți face, care sunt punctele? Despre asta vorbim începând de mâine. De mâine. Toate lucrurile tehnice... să fie agreate împreună cu ucrainenii. Cât privește componenta tehnică a situației... Am mai vreau să fac o precizare. Vă rog. Să știți că n-am primit nicio notificare în octombrie, noiembrie, cum s-a spus. Dinspre statul ucrainean? Da. Am văzut o declarație, în aceeași declarație, deși știam foarte bine și atunci când am primit acea notificare. Am văzut că domnul președinte a spus că Ministerul Transporturilor a fost informat. Nu, n-ați fost informat? Singura informare pe care noi am primit-o, am primit-o în iulie. Așa. Când ne-au notificat și nu pe noi în primul rând, ci Ministerul Mediului, că așa e. Da. Procedura care la rândul său ne-a notificat pe noi că vor să desfășoare lucrări pe o lungime de 400 de metri pe raza portului Izmail de adâncime. Aia a fost singura notificare pe care noi la Ministerul Transporturilor am primit. Deci atât pentru portul Izmail. Deci acea informație pe care a avut-o, sau nu știu de unde a avut-o domnul președinte în octombrie, că, cum că în octombrie, noiembrie ne-au informat, e falsă. Dacă avem un președinte prost informat sau greșit informat? Nu știu, probabil că... E chiar tulburător. Probabil că acele lucruri nu au fost transmise așa cum Răspundeți-mi la o chestiune, domnule ministru, că s-a vehiculat foarte mult și această teză, cum că România și-a dat acordul pentru aceste lucrări, în baza acelui acord din mai, privind ajutorarea vecinilor noștri, dându-le permisiunea ca pe Chilia Băstrăie să circule vase de mare tonaj. Eu pot să vă spun partea oficială, știu la ce vă referiți și partea oficială pe care o și găsiți, cred că și pe site-ul Ministerului Afacerilor de Externe, e următoarea, că da, ca parte a efortului de ajutorare a Ucrainei, așa, ceea ce e absolut corect,
s-a dat acest accept de tranzit pentru canalul Bâstruie și pentru Chilia, ca ei să folosească porturile Ismail și Reni, astfel încât exportul pe care doresc să-l facă să fie unul sporit, având în vedere situația din porturile de la Marea Neagră, da, din Ucraina. Absolut de acord, aș face și astăzi acest lucru, ceea ce a dat Maie, acest accept. Dar în acel accept, dacă vă uitați pe... și spune că da la adâncimile date și fără a avea noi lucrări de dragare și așa mai departe. Citiți acel lucru. Ceea ce Maia a făcut anul trecut e un lucru corect. Da, domnule ministru, primele informări care vorbesc de faptul că Ucraina a depășit cadrul înțelegerii bilaterale, de când datează? Eu de ce am văzut, uitându-mă în spate, în afară de această informare oficială, așa, până la urmă, au fost ale Gărzii de Coastă, undeva în ianuarie. În ianuarie anul acesta? Da, dacă rețin bine. Și care, probabil că au raportat mai departe, ierarhic, după care au trecut și au reportat către alte ministere. Probabil. Nu, am nu luați. Deci asta e ce a zis dumneavoastră din ianuarie. Pentru că eu aveam o nedumerire și n-a reușit nimeni să-mi răspundă în mod oficial la ea. Cei din Ucraina au făcut o solicitare către Comisia Europeană de includerea canalului Chilia-Bâstrăie în coridorul european de transport. Făcând această solicitare... Corect. Cum au fundamentat ei, dincolo de situația de război de la ei, ca să te încadrezi într-un coridor de transport european, trebuie să îndeplinești niște norme. Și mai trebuie ceva. Ca în cazul de față, așa, România să fie de acord. Bun. Noi am transmis punctul nostru de vedere că singura cale navigabilă și care să facă parte din TNT este canalul Sulina. Punct. Dar cu doamna comisar de transporturi, Adina Vălean, comisar din partea României de transporturi, ați vorbit? Pentru că nenumărate ori în această am văzut perioadă. Niște poziționări foarte categorice la început de scandal, care s-au diluat mai apoi, pe măsură ce s-a rostogolit acest bulgăre. Dumneavoastră ce v-a spus doamna Vălean? Am avut și săptămâna trecută discuție cu doamna Vălean. Discutam de ce trebuie să se întâmple mâine și poi mâine, pentru că știți că vin reprezentanța ai DigiMove la București. Și va exista o primă întâlnire la Palatul Victoria, unde vor fi și reprezentanții Ministerului Transportului. Deci nu trebuie amestecate cu lucrurile pe care le-am făcut vineri. Astea de mâine și de poi mâine, când știu că vor fi împreună și cu oficialii ucrainieni, sunt probabil pentru colectare de date de către Comisia Europeană vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Cred că asta este rost. Bun, dar n-am înțeles exact. Cu doamna Vălean ce ați discutat? Am întrebat-o de întâlnirile. Ok, cine vine? Am crezut că vine dânsa mâine. Pentru că, nu, sensul întrebării mele era altul, domnul ministru. Pentru că la început doamna Vălean a zis ar trebui făcute niște măsurători fie de părțile comune plus un factor extern, după care a zis că nu mai e de competența Comisiei să supravegheze niciun fel de lucrare. A mandatat toate lucrările... Tocmai de aceea noi, la întâlnirea de vineri, așa, am spus următorul lucru. V-am spus mandatul pe care eu l-am dat colegilor mei, cu cele două componente. Să primim acceptul pentru măsurători și, doi, să, dacă mai sunt lucrări, să se înceteze până când ne clarificăm. Da? Având în vedere informațiile pe care le știm până acum. Și am spus... Dom'le, că vor să facă măsurători colegii de la Comisia Europeană. Suntem de acord. Așa. Că vor pe nave să se facă aceste măsurători pe nave românești și să vină toată lumea. De acord. Că vor pe nave ucrainene să trimitem noi. De acord. Adică n-am vrut să îngustăm toată această plajă. Am mai văzut că a apărut o idee cum că e bine să apelăm la Comisia Dunării, care e la Budapesta. Da. Asta era ideea doamnei Vălean. Da, m-am ferit să fac această chestiune. Știți că din Comisia Dunării face parte și Rusia. Și am considerat că dacă nu reușim... Dacă tot ați servit propaganda rusă, domnule Grindeanu, cu subiectul ăsta... N-am servit, ci m-a deranjat. Dacă m-a deranjat ceva în această perioadă, așa, e acest lucru. Pentru că
cred că am făcut în anul acesta, împreună cu colegii de la Ministerul Transporturilor, eforturi. Că vorbim de liniile verzi, că vorbim de lucrările pe care le-am făcut și în Portul Constanța, și la Galați, și toate lucrurile legate de Ucraina, și toate lucrurile le-am făcut pentru că așa e corect. Mm-hmm. Și nu așteptăm altceva, ci nu. Efortul nostru este de a ne opune agresiunii ruse în acest mod. Domnul și nu e depus sub semnul întrebării. Am înțeles. Dar războiul e cu Putin, nu-i cu Delta Dunării. Domnul Cristache, deci, de aceea am splitat lucrurile. Mm-hmm. Și nici nu condiționăm. Domnule, în continuare, sprijinim cu toată forța. Nu se pune problema de așa ceva. Da, nu se confruntă cele două planuri și așa ar trebui să rămână. Dar, domnule ministru, v-ați gândit în, și poate că, poate că interpretarea dumneavoastră a fost una eronată și aceste măsurători pot releva și acest lucru, că nu s-a dragat peste limita agreată și că, de fapt, ați vehiculat public niște informații false? Eu n-am speculat nimic. Eu n-am ieșit public decât o singură dată la acea conferință de presă la care am spus avem semnale. Păi cum ați considerat dumneavoastră, nu e un semnal când Ministerul Infrastructurii în Ucraina spune ceva? Ba și da, că am postat și eu acel lucru. Băi, da. Tocmai de aceea e bine, acum intrăm pe o chestiune legată de măsurători. Mergem înainte și vedem ce date sunt. Aș fi cel mai bucuros dacă lucrurile ar fi, cum să spun, fi fost prost înțelese și de căpitania portului Ismail și de către comunicatul, sau să nu fie cel corect comunicatul de pe site-ul ministerului. Și atunci dacă explorăm, hai să explorăm cele două variante. Și dacă au făcut ce au făcut, domnul ministru, și dacă au făcut mai mult decât au făcut. Nu știu, ce ar trebui specula, să se întâmple? Vă promit că vin și noi. Haideți să vedem datele. Nu, dar ce ar trebui să se întâmple, teoretic? Haideți să vedem datele. E o speculație pe care în acest moment... Dumneavoastră ați deschis-o de vreme ce ați vehiculat-o public prima dată. Nu, eu n-am deschis-o. Eu am transmis că există aceste semnale. Aici nu e șef de filă doar Ministerul Transporturilor. Dacă aș da înapoi cu o lună de zile timpul, să știți că la fel aș face. Că nu mi se pare normal să ascund anumite informații și să mă fac că nu știu și că lucrurile nu le-am văzut. Dacă am fost întrebat, eu nu pot să mint și nu voi minți. Bun. Foarte bine că îndrăznim să mai spunem adevărul așa cum îl vedem noi, chiar și cu constrângerile ideologice de context. Da. Bun. Am intrat pe această zonă. Haideți să vedem de mâine. În primul rând, primul lucru care trebuie să se întâmple e să primim acel... Noi ne-am înțeles... Acord. Scris. Și există stenograma discuției de vineri. Mm-hmm. Dar îți trebuie până la urmă un acord scris. Trebuie să vedem și partea extrem de importantă, cea legată de asigurarea siguranței, securității navelor. Și dar plecați cu alea 3 de le-ați spus pe Facebook, dacă avem o postare a domnului Grindeanu, vă rog. Alea sunt speciale pentru măsurători. Se cheamă batimetre. Ba chiar mai e unul în plus. Deci putem să punem 4 la dispoziție și îmi spuneau colegii mei chiar azi dimineață, știți, avem 4 pe care putem să le punem, în... la dispoziție. Acestea, nu? Astea sunt speciale de măsurători de adâncime. Mm-hmm. Asta este rostul lor. Nu au alt rost decât acesta. Mm-hmm. Bun. Haideți să intrăm pe chestiunea tehnică. Nu sunt doar eu, sunt acorduri de mediu. Da. Și aici am văzut că și Ministerul Mediului a ieșit într-o poziție care cât de cât a susținut ceea ce spuneam și noi. Toată lumea e în acest moment nerăbdătoare să intre, să vadă datele oficiale. Dar după ieșirea președintelui Klaus Iohannis, care a taxat cumva inițiativa politicienilor, evident cu trimiterea la dumneavoastră pe acest subiect, ați simțit că ieșirea președintelui Iohannis e rezultatul unei presiuni? E rezultatul propriei inițiative? Cum ați văzut dumneavoastră? Că lucrurile de la televizor s-au văzut destul de brutale. Domnul președinte a fost, dacă nu mă înșel, la Varșovia și a fost acea întâlnire B9, nu? București 9, și a vrut să transmită în primul rând angajamentul României că stă alături de Ucraina. Ceea ce nu poate fi pus în discuție. Corect. Am făcut azi precizările și am preferat în această perioadă să încerc să rezolv lucrurile la nivel tehnic, să existe această întâlnire, cea de vineri și tot ceea ce duce la clarificarea situației. Și astăzi am făcut acea precizare legată de anumite notificări.
pe care le-ar fi primit Ministerul Transporturilor, nu e adevărat. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă și ce stabiliți după ziua de mâine, că a trecut deja jumătate de oră și mai avem doar jumătate și foarte multe subiecte, domnule ministru. Și dacă tot vorbeam de președintele Klaus Iohannis, haideți să vorbim și de premierul Ciucă, pentru că am văzut o remarcă și cu asta facem trecerea către Ministerul Transporturilor, unde sunteți titular încă pe funcție. Încă. Da, mai aveți încă puțin. Colegul dumneavoastră de la Fonduri Europene zicea că deja și-a făcut bagajele și așteaptă cu ele la ușă, că nu-l mai ascultă niciun funcționar. Nu e valabil la transport. Nu e valabil la dumneavoastră. Da, uitați, avem un premier, domnul Nicolae Ciucă, destul de nemulțumit de dumneavoastră, domnul Grindeanu, nu știu cum să vă spun. România să devină un mare șantier, nu o șezătoare de politicieni care se uită la sondaje. Dorim ca preluarea Ministerului Transporturilor, cel pe care îl conduceți dumneavoastră, de către un membru al PNL, să dea un nou impuls realizării de infrastructură din România. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, ați cam dormit pe funcție, domnul ministru. Și l-ați nemulțumit pe domnul premier Ciucă. Această, sau aceste comunicări trimise pe surse către presă. Și, bineînțeles că nu-mi stă în obicei să stau să-mi ascund, am cerut clarificări, că așa e normal. Da. Fiind membru al guvernului, la primul ministru. Am întrebat, uite, asta spune presa, dacă ai ceva, din punctul meu de vedere, transmiți. Nu se află din presă, dacă e adevărat. Iar comunicarea pe care am primit-o de la domnul prim-ministru a fost una cât se poate de directă, spunându-mi că este fals total ceea ce a apărut în presă, că este o interpretare mărșavă. Îl cred. Îl cred. N-am niciun motiv să nu-l cred pe primul ministru Nicolae Ciucă. Da? Eu v-am dat cu citat. Acum, dacă dumneavoastră vreți să-l credeți pe primul ministru Ciucă, n-aveți decât să-l credeți. Îl cred mai dau un citat. Că până acum eu n-am avut semne de întrebare în care să... Dar v-au reproșat cu colegii de alianță că ați fi putut să faceți lucruri mai bune la transporturi, mai rapid, mai intense? Eu pot să mă compar cu orice coleg. Nu neapărat de la PNL sau ceea ce s-a întâmplat în 2022 versus toți anii dinainte, oricând sunt dispus. Bun, dacă nu vă place, dacă nu vă deranjează ce spun cei de la PNL. Nu, pentru că știu foarte, foarte bine ce am făcut și v-aș da un singur imediat exemplu. Vreau să vorbim despre bilanțul dumneavoastră de la transporturi, că am și eu câteva chestiuni, dar voiam să vi-l dau ca argument și pe domnul, un prieten al noastră, pe dumneavoastră mai vechi, așa, pe domnul Drulă, mai vă spune ceva numele. Eșecul autostrăzii Comarnic Brașov are Grindeanu scris pe el, o să vă dau imediat și postarea. Și, mă rog, postează o poză cu dumneavoastră de la sabotarea autostrăzii Ploiești-Brașov, spune domnia sa. A transmis că sunt 2 ani de la semnarea contractului de proiectare autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov în martie 2021, în timpul mandatului său, și de un an jumate nu se mai întâmplă nimic în cadrul contractului. Și spune că... Nu, asta este o poză de miercuri. E o poză că un eșec de țară și eșecul e al dumneavoastră personal și al PSD, domnule Grindeanu. Eu am înțeles tot timpul abordarea asta venită dinspre zona progresistă. Bun, dar are și domnul Drulă dreptate? Nu s-a întâmplat nimic pe Comarnic Brașov. Încep. Păi nu s-a întâmplat nimic și are o mare vină. Eu nu sunt aici să... și nici nu m-am dus la transportul să arunc vina pe cei dinaintea mea. Că ăla e cel mai simplu lucru să-l faci. Deocamdată suntem într-o situație pe care am moștenit-o. De a avea un studiu de fezabilitate care trebuie să se întâmple, să fie finalizat după vreo 4 ani de zile. Și aia n-a făcut-o Grindeanu. Aia a venit de la ei, dinaintea mea. Așa. Da? 4 ani de zile studiu de fezabilitate. 2. Ar fi trebuit, dacă aș fi lăsat lucrurile să curgă de la sine, cum probabil și-ar fi dorit domnul Drulă, să accept prima... proiecție sau prima strigare pe care au făcut-o cei care fac studiul de fezabilitate și să accept așa un traseu care să fie de 8 miliarde de euro pe 160 de kilometri. Vi se pare normal? Păi nu, dar nici să nu puneți nimic în loc, domnule. Nu, nu. Păi cum să nu pun în loc? Păi tocmai asta. Aceste lucruri eu nu le-am acceptat pentru că este strigător la cer pe 160 de kilometri să coste 8 miliarde. Pe vremea lui Ponta era 2 miliarde și tot nu s-a făcut, că ni s-a părut scumpă. Și tocmai de aceea, în acest moment, noi iar cel care face studiul de fezabilitate e în termenul contractului dat de colegii mei sau cei care au fost în această funcție înaintea mea. Da.
Că nu eu i-am dat contractul celui care elaborează studiul de fezabilitate. În acest moment n-am nici cea mai mică virgulă prin care să-i reziliez acest contract. Așa. Deci această interpretare pe care a făcut-o domnul Drulă e una 100% politică. Pentru că știe foarte bine că e responsabil de ceea ce se întâmplă și de durata pe studiu de fezabilitate, aia care o aminteam mai devreme, și că suntem în termenii contractului deocamdată. Bun, că dumneavoastră vă certați cu domnul Drulă, nu, dar eu nu vreau, că v-am spus de la început. Sau domnul Drulă cu dumneavoastră. Problema de fond rămâne, domnule Grindeanu, și anume acel blocaj de pe DN1 și acea țară care se blochează de fiecare... Ați văzut, cade un brad, se blochează țara. Pleacă niște oameni în concediu, se blochează țara. Sunt de acord. E un sezon deschis, se blochează țara. Eu sper... Și am evitat, și ați văzut că în anul acesta am evitat să vorbesc de Comarnic Brașov. De ce? Pentru că s-a tot vorbit. Cum s-a vorbit și de Sibiu Pitești 30 de ani. Și de-abia în ultimul an și ceva am reușit să semnăm contractele. Pentru că sper că sfârșitul anului să ne prindă în situația următoare. Să pot să scot prima bucată deja la licitație, dar de la Brașov. Așa. Haideți să vedem SF-ul pe care nu l-am acceptat și care am cerut să fie reactualizat și redus. Așa. Mi se pare normal în zona, de exemplu, de Câmpie, de la Ploiești la Comarnic, să mergem prin tunel. Nu ne mirăm că ajungem la 8 miliarde. Dacă domnul Drulă ar fi fost în locul meu, sunt convins că ar fi acceptat așa ceva. Dar păi și la cât, eu nu la pot să permit să accept... La cât o reduceți dumneavoastră? Sub jumătate față de ceea ce a fost prima strigare. Așa. Dar vestea bună e că am putea să începem deja partea importantă după SF, adică să licităm proiectare și execuție. Și mă refer la primul tronson. Asta când ar trebui să se întâmple? Undeva pe sfârșitul anului să termine SF-ul, studiul adică de fezabilitate. Cu alte cuvinte, lăsați o moștenire pentru viitor ministru de la PNL, cum zice domnul Ciucă, care a rămas să nu mai stă la șezători. Mai sunt vreo 2 ani, cam 2 ani, uh-huh, conform domnilor dinaintea mea care au semnat acest contract cu durata de 4 ani. Așa. Da, sau pe acolo. Mai sunt vreo 2 ani în care domnii aceștia se află în contract. Nu pot să îi reziliez. Pentru că așa au considerat unii înaintea mea că trebuie să le dea durata asta foarte lungă. Da? Da. Deci, ca să fiu cât se poate de clar. Deci... Ceea ce pot, în schimb, îi să-i fac prin diverse, să spunem, impulsuri, să devanseze toate aceste lucruri. Da. De-aia vă spuneam că eu sunt optimist că putem pe final de an să discutăm de partea cealaltă, cea pe și care dacă începem la final de an cu studiile, domnule ministru, cam când am putea să... Haideți să vedem, nu știu încă cum arată studiile de fezabilitate și de acolo îți rezultă tot ceea ce înseamnă lucrările pe celelalte loturi pe care le vedeți și prețuri și durata de execuție. Un alt proiect important am văzut a fost desemnat câștigătorul pentru linia de metrou către aeroportul Otopeni săptămâna trecută. Da, aici n-am mai zis nimic, domnul din imagine. Aici deocamdată n-are nicio postare, păi știi dar ce dacă a făcut? Vă ținem la curent. Așa, că acum... Așa. Cât a fost atunci vreo 10 luni ministru, da, chiar dacă sunt finanțat, și știți că e finanțat la acel proiect de către japonezi. Uh-huh. Știți acest lucru și ne-au dat această finanțare de vreo 10 ani de zile și noi n-am fost în stare să o cheltuim. Da. În acele 10 luni a informat în mod oficial pe toată lumea că el nu-l consideră o prioritate și că România renunță la acel proiect. Da? N-am mai zis nimic de acest subiect. Când am venit în funcție, unul din primii ambasadori cu care am vrut să mă văd a fost ambasadorul Japoniei, să spun că îmi doresc să reluăm, așa, că vom relua rapid acest proiect, că să înțelegem că a fost o sincopă progresistă de vreo 10 luni la guvern, și că poziția României e una prin care suntem recunoscători că ne dau această finanțare până la urmă și că vrem să facem acest proiect. Și da, am ajuns în faza în care s-a încheiat licitația, avem un câștigător. Și termenul de finalizare care ar trebui să fie? 3 ani jumate. Asta înseamnă lucrări prin care... 3 ani jumate sau 4, undeva în zona asta. Asta înseamnă că în sfârșit ajungem și noi într-o zonă civilizată. Da.
Nu știu de ce n-au considerat, dar am văzut că pe chestia asta nu-s postări. Da, uite, una caldă, una rece. Da. La podul la Brăila, vorbeam cu colegul noastră de partid, domnul Tudose, la podcastul, la evenimentul zilei, unde l-am avut invitat. Știa că au fost mari sincope acolo, cu exproprierile la bretelele, la terenurile pe unde ar trebui să se construiască sau s-au construit acele șosele de legătură. Ăsta e un proiect care a început frumos și s-a terminat tot românește, cu întârzieri, cu nerespectări de termene. El ar fi trebuit să fie inaugurat undeva la final de 2022. S-a terminat românește, sau o să se termine românește, cu companii care nu sunt românești. Sunt procese foarte multe pe această investiție. Eu, pe parcursul anului trecut, cred că am fost de vreo 5 ori pe la Brăila. Am fost și anul ăsta la început. Am avut întâlniri și cu constructorii. Ba mai mult decât atât. În urmă cu vreo 2 săptămâni, vizita oficială pe care am avut-o la Roma împreună cu Marcel Ciolacu, m-am întâlnit cu vicepremierul guvernului italian, care este la fel ca mine, și ministrul transporturilor, Salvini. Unde i-am spus situațiile companiilor italiene din România. Da. I-am spus și că am reziliat contracte cu o companie, acum aproape 2 luni de zile, cu Tirena Scavi, pe investițiile și pe proiectele pe care le aveau la, și pe centura Timișoarei și pe lotul 1 de la drumul expres Craiova-Pitești și pe centura Bucureștiului DN2A2. Și am reziliat toate, că cea mai mare companie prezentă în România italiană este WeBuild-ul, cea care construiește și această investiție, și că mă aștept, conform angajamentelor pe care WeBuild-ul le-a luat, dincolo de procese. Știți, în acele procese o să vedeți, sunt multe, peste 10, spre 20 din câte știu eu, unele o să fie câștigate de către CNAIL, altele de către companie. Dar mă aștept ca angajamentul pe care și l-au luat, undeva în această primăvară, să finalizeze podul și prima legătură spre Măcin, partea din Tulceana situația, da, pe partea de Tulcea, urmând ca varianta lungă pe Jijila, tot în Tulcea, să fie drumul. Deci când ar putea să treacă prima mașină pe podul, domnul ministru? Hai, ca dacă să mă iau după angajamentele patriotice a celor de la WeBuild, undeva în aprilie-mai. Și am spus la... Aoleu, fix la rotativă. Nu contează. M-am emoționat. Astea nu sunt proiecte care sunt de o culoare politică sau altă și nici nu le-am tratat în forma asta. Așa. Mai mult decât atât, să știți că l-am invitat pe Salvini, zic, uite, asta mi-au zis, o să-ți transmit în următoarele 2 săptămâni data, o să-i chem la mine, că poate le rușine mai mare de tine decât de mine. A acceptat. Deci în aprilie mai spuneți că prima mașină ar putea să treacă pe... Da. Asta e ceea ce mi-au transmis colegii. Dar aș mai vrea să fac o precizare apropo de acea chestiune legată de transporturi și ce a apărut pe surse de la PNL. Păi să știți că în anul 2022, ca să vă dau doar un exemplu, comparându-ne cu toți anii, s-au semnat contracte cât 5 ani la un loc, domnule Cristache. Contracte pe ce? Pe infrastructură. 10,3 miliarde de euro. Cât 2017, 18, 19, 20 și 21 la un loc. Sunt în acest moment peste 600 de kilometri de autostradă și drum expres în lucru în România. Sunt lucruri care se vor vedea, pentru că totuși suntem într-o perioadă de iarnă, ploi și așa mai departe, care se vor vedea în lunile viitoare, iar toți acești peste 600 de kilometri, așa cum vă spuneam, reprezintă foarte multe șantiere. Dovada acestor contracte. Lumea, anul trecut, inclusiv prietenul meu, Mihai Tudose, mi-a spus, zice, băi, tot semnezi la contracte, tot faci. Zice, băi, Mihai, am vorbit 30 de ani de Sibiu-Pitești. Așa. Să trecem Carpații. Așa. Dom'le, toate guvernele au venit și au... Tu știi că până în noiembrie anul trecut nu erau date contractele pe toate tronsoanele? Adică pe 2 dintre ele, cele mai dificile, nu erau date contractele. Dar noi vorbeam de Sibiu-Pitești. Nu poți să faci. E licitată toată acum Sibiu-Pitești? Tot.
Nu poți să faci o autostradă dacă n-ai, mai ales vorbind de fonduri europene, dacă nu ai contracte la bază. Sunt 600 de kilometri în lucru. Unde peste să lucrează? 600. Unde să lucrează? Peste 600. Am văzut că un secretar de stat a pus niște poze inclusiv cu autostrada Moldovei din avion, care începe să prindă contur. Dacă putem să le difuzăm, că sunt spectaculoase. Dacă vorbeam anul trecut, același domn pe care l-ați arătat în poză, exact în perioada aceasta spunea că, domne, A7 este un dezastru și nu o să se reușească, se pierde finanțarea din PNRR. Vă rog să vă uitați în presă. Mm-hmm. Vreau să vă spun că am reușit să dăm loturile până la Pașcani. Într-un an de zile, record. Să știți că Borna în PNRR era la sfârșitul anului acesta să avem toate contractele semnate. Deci la sfârșit de 2023. Suntem cu luni bune înainte, dar asta nu e un motiv de mândrie, pentru că 30 de ani s-a bătut pasul pe loc. Câți kilometri ar trebui să inaugurăm anul ăsta? Știți, faptul că am făcut ce vă spuneam mai devreme anul trecut, și anume că s-au semnat aceste contracte în sumă așa de mare, am pregătit terenul pentru anii viitori, domnule Cristache. Și am spus lucrul ăsta și când am prezentat bugetul pentru anul 2023 în Parlamentul României, și anume, faptul că începând cu anul acesta, cu 2023, media pe care trebuie să o avem minimă, numărul minim, nu e o medie, așa. Numărul minim pe care trebuie să-l dăm în circulație, începând cu anul acesta, este de 100 de kilometri pe an. Începând cu anul acesta, minimul. Eu sunt optimist. Eu cred că... Unde veți da primii kilometri în folosința anul ăsta? Sunt lucruri care pot fi finalizate rapid și pe autostrada Transilvania, de asemenea pe A0, pe două loturi, pe varianta sudică de A0. Sunt lotul 3 spre Craiova, de asemenea de zona 3, din drumul expres Pitești-Craiova. Sunt lucruri care în acest moment sunt înaintate și, repet, începând cu anul acesta, cu 2023, numărul minim pe care trebuie să-l aibă România, 2024 ar trebui să ajungem la 150-160. Deci, de-aia anul 2023 a fost extrem de important, că s-a creat un front de lucru pentru anii viitori. Da. Și există toate premisele să se întâmple lucrul ăsta. N-am avut ocazia să vă întreb. Noi ne-am văzut ultima dată acum vreo 6 luni de zile la o discuție, oficial, la un podcast, da, să nu se interpreteze și... Nu v-am întrebat pentru că nu se... Pentru că după aia zic că s-au văzut putiniști între ei. Da, exact. Și eu sunt putinist. Bine, dacă vreți, sunt și eu la susținere. Dar nu se surpase bucata aia de PSB Șturda. Între timp s-a surpat, domnul ministru. Dați-mi și mie o poză cu bucata aia de autostradă care s-a surpat. Domnul ministru, când am văzut, mi-am dat cu palma în cap. Zic că după ce n-avem, se mai și surpă ce avem. Asta e o lucrare în garanție. Așa. Trebuie să o repare cei care au făcut. Cine a făcut-o? Pasta. O companie italiană. Acum, Ana, se putea întâmpla oricui, cred, nu? Acum, eu vreau să vă spun că am întrebat, pentru că nu e primul caz. Dacă vă aduceți aminte... Și pe vremea lui Ponta s-a mai surpat o tură. Sunt lucruri care pare că se tot întâmplă. Erau tot italieni și există, nu știu dacă pe tronsonul respectiv erau italieni, dar e o șansă mare să fie. Bun. Pare că și Solu, am vorbit și cu constructori români, cu cel mai mare constructor român. Și el are loturi pe autostrada Transilvania, are în acest moment. Și întâmpină dificultăți și nu-i pun sub semnul întrebării profesionalismul. Pentru că are non-stop alunecări. Da. Non-stop. Bun. Asta nu înseamnă că pe această lucrare, pe cheltuiala lor a companiei, fiind în garanție, nu trebuie să repare și că cei de la DRDP nu trebuie să urmărească. Da, a existat o expertiză totuși și sunt niște concluzii. Bă, ce s-a întâmplat acolo? Da, colegii de acolo trebuie să aplice legea cât se poate declara. Adică nu, își amendează sau... Sunt proceduri cât se poate declara, e fără nu, dubii, fără semn de întrebare. Nu, dar întrebarea e, celelalte bucăți, celelalte tronsoane sunt în regulă, se pot surpa și ele, că înțeleg că probleme de sol nu sunt doar în părticica asta, pot fi și 2 km mai încolo. Da, numai că aceste lucruri, așa cum am spus, în această perioadă sunt în responsabilitatea constructorului și dincolo de tot ceea ce înseamnă cheltuieli și că trebuie să le facă pe cheltuielile lor, ei au oferit garanție pe întregul tronson, nu doar pe bucăți dintre ele.
Deci responsabilitate. Nu, că Doamne ferește de o tragedie, domnul ministru. Mai ceri circul pe acolo, te mai trezești îngropat. Așa și vorba domnului Turcan, te trezești mort. Ce mă bucur în schimb... Ce mă bucur în schimb e că tot vorbeam de autostrada Moldovei și ați dat dumneavoastră imagini mai repede, mai devreme de acolo. 12 din... 11 din 13 loturi, scuzați-mă, așa, de autostradă sunt executate de constructori români. Este un lucru bun. Bine că mai avem, da. Da, eu tot n-am înțeles. Deci e de vină constructorul, mai are și alte lucrări în zonă? Nu. Nu? Nu. A, deci nu. Ne-am luat de o grijă. Bun. Trebuie să vedem și cei de la DRDP trebuie să vadă cauzele acestei întâmplări și, așa cum am spus, dincolo de ce înseamnă reparații, care respectă costurile companiei, trebuie să vedem dacă, până la urmă, o anumită expertiză nu e necesară, să vedem dacă lucrările din trecut, pentru că vorbim de lucrări din trecut, n-au fost făcute cum trebuie. Uh-huh. Vă grăbesc un pic, că mai sunt câteva minute și vreau să vorbim și de câteva chestiuni politice, dar nu pot să nu vă întreb și despre atacul cibernetic de la Tarom, care a lăsat urme profunde pe acolo. Înțeleg că n-a mai fost funcțional nimic, nici SRI-ul care a venit n-a putut să rezolve lucrurile. Care mai e situația, de fapt? Împreună cu instituțiile statului... Pare umărită de ghinion în compania asta, domnule. Da, dar... Închideți-o, domnule, dați-o, nu știu, vindeți-o, faceți ceva, că... Nu vreau. Nu, păi știu companie, că nu vreți, dar... E o companie pe care trebuie să o salvăm și cât pot o să mă lupt, o să găsesc până la urmă, deși caut de câteva săptămâni bune. Așa. Chiar caut un manager profesionist. Întrebați-l pe domnul Bode, că tura trecută tot domnul Bode pare că... Înțeleg ironia. Care să n-aibă legătură cu niciun cerc. Cine să vrea să se bage la o companie în moarte clinică? Nu mi-este simplu să găsesc și credeți-mă, nu doar eu. Așa. Am rugat și pe alți responsabili din guvern să găsim o persoană care va avea full suport din partea mea. Total. Așa plecați, cum a avut... În două luni plecați, domnul Grindel. Așa cum a avut și fostul director și am transmis acest lucru. Uh-huh. Să fie curajos, să ia decizii curajoase, are întregul suport, pentru că doar în forma asta putem salva... Domnul Grindel, s-au pierdut linii, nu mai operăm, mentenanță, vai steaua ei, ținem avioanele la sol, înțeleg că serviciile sunt de cea mai proastă calitate, sunt mai proaste decât pe liniile astea, low cost. Dumnezeule! Nu este într-o situație bună, dar... Probabil că săptămâna viitoare, din ultima informare pe care o am și sper să fie așa, săptămâna viitoare se aprobă ajutorul de la Comisia Europeană. Așa. E o sumă importantă. Iar pe baza lui, compania aceasta va intra într-o nouă zonă. Nu sunt de acord. Tocmai aceea am luat, știți foarte bine, anumite decizii anul trecut. Dar nu-i destul. Bun. Nu-i destul. Pe vă spun că tot ceea ce pot, atât cât voi fi în funcție, voi face să salvez compania aceasta. Politic, domnule, ultimele minute le dedicăm alianței politice PNL-PSD și rotativei. Se face, domnule, rotativa că a ajuns așa, un soi de... Da, se face. Un soi de loterie. Păi care ar fi cealaltă variantă? Să nu se facă. Bun, și intrăm în alegeri anticipate? Ăsta e scenariu? Păi vedeți altul. Să-l mai țineți pe domnul Ciucă, e o bună bucată de vreme la guvern, că e general și că e război. Nu ăsta a fost argumentul pentru care l-a spus inițial? Nu văd în acest moment că lucrurile s-au ridicat la un nivel sau la o tensiune care să ducă la nerespectarea protocolului asumat de către cele patru grupuri. Așa. PSD, PNL, UDMR și minorități, astfel încât și situația să ne ducă acolo încât să nu facem această rocadă. Nu e cazul. Deci astăzi când vorbim. Nimic nu ar putea să împiedice astăzi când vorbiți, spuneți, această rotativă. Din partea PSD, eu nu pot să vorbesc din partea... Sigur. Da. Și Marcel Ciolacu premier, nu e niciun dubiu. Exact. Domnul Ciucă, în rarele momente publice, în rarele interviuri pe care le acordă, spunea că n-ar trebui să se facă în acea zi fatidică, că e ziua... Acum, ce, și care o simbolistică, și să știți că sunt de acord cu dânsul.
Pentru că acum că e 26 mai sau că e 28 mai, mi se pare totuși o chestiune care nu e chiar așa de, de importantă atâta timp cât se face această locală. Haideți să le povestim celor de acasă cum ar trebui să întâmple, pentru că e prima dată în cei 33 de ani de democrație originală. Ca să pice un guvern, nu există decât două variante. Dumneavoastră aveți experiență la picat guverne. Exact. Prima, să treacă o moțiune de cenzură. Poate se baricadează și domnul, cum ați făcut dumneavoastră, domnul Ciucă, în guvern. Mă rog. Prima ar fi... M-am trezit niște sentimente. Da, nu-i simplu. Prima ar fi o moțiune de cenzură. Nu e cazul. Așa. Și a doua demisie. Aha. Și după, nu există altă variantă. Și după demisie să urmeze din nou consultări sau cum ar trebui? Adică ar trebui jucat tot spectacolul acela constituțional, nu? Păi trebuie să existe nominalizare din partea președintelui. Întâlniri cu partide? Și ce? Se pot face rapid, având în vedere protocolul. Adică va fi așa un soi de butaforie politică. Trebuie să le faci, sunt etape. Păi asta zic. O să ne prefacem cu toții că intrăm într-un joc constituțional. Trebuie să existe audieri în Parlament pe nou cabinet, pe fiecare ministru în parte. Pe programul de guvernare, pe care înțeleg că dumneavoastră PSD și l-ați scris deja, nu? Și votul în Parlament. Programul de guvernare e gata, spunea domnul Căciu. Se lucrează la el, suntem bine. Cel puțin pe zona de transporturi e dată. Da, am înțeles. Pe mai departe, cum vedeți funcționând această alianță PSD-PNL? Vă prinde 2024 sau vă prind alegerile din mult încărcatul 2024 împreună într-o alianță politică sau... N-a fost simplu de gestionat acest an și jumătate, pentru că vorbim până la urmă de două partide, cele mai mari partide din România. Unul reprezentând stânga, celălalt fiind pe dreapta eșichierului politic. Sigur că există dezbateri, inclusiv doctrinare, și le-ați văzut. Serios? Păi ați văzut tot tipul discuțiile legate de impozitări, de cotă unică, ceea ce vrem noi, ceea ce vor ei. Sunt abordări diferite și e normal să fie așa. Așa. Adică asta nu iese din anormal. Da. Eu nici nu le văd că fac rău aceste dezbateri. Din contră, fac bine. Mi-e greu să spun cu un an jumate, sau nu, un an și câteva luni față de primele alegeri, că vor fi europarlamentarele primele, cum va evolua relația. Eu sper să fie la fel de onești cum am fost noi în acest an și jumătate, în care am respectat funcția de prim-ministru. Așa. Am mers pe linia dată de primul ministru și e normal să fie acest, să se întâmple acest lucru și nu văd în, dacă mă uit după sondaje în acest moment, că n-am alt reper de... Iar vă acuză domnul Ciucă că faceți șezători și vă uitați la sondaje la partid acolo. Păi nu, eu vreau să spun următorul lucru. Sigur aș putea avea multe replici, dar vreau să spun un alt lucru. În acest moment majoritatea, dacă ne uităm pe sondaje, e tot în această zonă. Adică sunteți condamnați să rămâneți împreună? Dacă mâine ar fi alegeri, duminica viitoare ar fi alegeri, cum ar fi altă majoritate? Tot în această zonă. Am înțeles. În 30 de secunde îmi faceți și mie un profil al posibilului viitor prezidențiabil PSD, PSD-PNL? Cum vedeți lucrul? Eu îmi doresc să, după 20 de ani, să avem un președinte de stânga. Sunt 20 de ani de când stânga n-a mai avut președinte. Asta e primul lucru. Și cred că România are nevoie de abordare după 20 de ani de alt tip. Îmi doresc, în primul rând, să fie om. Dar ce am avut până acum, roboți? Am spus-o la modă. Am văzut că e de asta cu roboții, e la modă. Nu mă refeream la acest aspect. Să simtă pentru poporul român. Și astea sunt mai importante decât apartenența la un partid politic sau la altul. Să se bată pentru România și pentru poporul român, să fie un european în adevăratul sens al cuvântului, dar să nu uită că e român. Bine, mulțumesc pentru acest dialog. Succes pe mai departe cu Băstroie și cu comisiile care ar trebui să pună în mișcare de mâine încolo. Pentru dumneavoastră, vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează partea a doua, o dezbatere foarte, foarte interesantă pe subiectele săptămânii. Rămâneți cu noi!